ce s-a întâmplat cu noi în ultima sută de ani și de ce ne-a fost teamă să sărbătorim cum se cuvine centenarul. Am greșit atunci când am crezut că unirea, odată realizată, va dăinui pentru totdeauna și nicio palmă de pământ românesc nu va fi smulsă din trupul țării. Am greșit când am acceptat, fără să ne împotrivim, ca sluci și trădători, puși cu sprijin străin în funcție de conducere, să ne dezbine și să ne învrăjbească. Am greșit atunci când am îngenunchiat prea des în fața mai marilor zilei și am crezut orbește în alianțe vremelnice și tratate efemere. Am greșit atunci când ne-am îndepărtat prea ușor de rădăcini, de credință, de tradiții și ne-am înlocuit cu modele de împrumut. Am greșit atunci când am confundat civilizația cu confortul. Am dat valoarea pe notorietate, adevărul pe propagandă cinică, realitatea pe iluzie, cunoștințele pe informații și firescul pe anormal. Am greșit atunci când am acceptat cu prea mare ușurință ca mârșavi epigoni, politruci și mancurți să ocupe rafturile bibliotecilor noastre. Am greșit atunci când am tranzacționat resursele țării noastre cu aliați și parteneri strategici pe promisiuni, cărți motivaționale și mărgele de sticlă colorată. Am greșit atunci când am reformat învățământul românesc până când totul a devenit alternativ. De la legile fizice, la adevărurile istorice, de la teoremele matematice, la hărțile geografice, de la formulele chimice și până la punctele cardinale. Am greșit atunci când ne-am rușinat de ceea ce am fost, de ceea ce suntem și ne-am prezentat tuturor ca fiind cetățeni europeni înainte de a fi români. Am greșit atunci când ne-am trădat principiile, neamul și familia, pentru avantaje meschine și speranțe deșarte, uitând că pentru a dăinui un popor are nevoie de demnitate și onoare, adevăr și dreptate, bunătate și bună înțelegere. Am greșit de prea multe ori și încă mai greșim. Dar am o rugăminte, o rugăciune la voi. Vă rog, din sufletul meu, nu vă mai alegeți conducători care nu-și iubesc țara și poporul.